Bun găsit! Eu sunt Eli. Ascultați cu atenție următoarele sunete. Ați descoperit despre ce vom discuta astăzi? Ce este inima pentru voi? Cunoașteți expresii care să conțină cuvântul inimă? Puteți opri filmulețul și să discutați. De exemplu, eu folosesc expresia mi se rupe inima, adică sunt foarte tristă când văd la televizor știri despre copiii bolnavi din spitale. Îmi simt inima cât un purice, adică sunt foarte speriată atunci când trebuie să vorbesc în public. Opriți filmulețul și discutați alte expresii care să conțină cuvântul inimă. Discutați între voi și încercați să identificați sensul fiecărei expresii scrise pe inima de hârtie. Lucrați în echipe și amintiți-vă momente în care puteți folosi expresiile descoperite în inima de hârtie. Opriți filmulețul, apoi verificați dacă ați identificat sensul corect al fiecărei expresii. Iată rezolvarea! Haideți să descoperim împreună povestioara Inimioare, Inimioare de Sarina Casvan. Ascultați înregistrarea audio realizată de Irina împreună cu mama și tatăl ei. Inimioare, Inimioare de Sarina Casvan. Inimioare, cine mai cumpără inimioare de turtă dulce? Inimioare! Așa striga într-una negustorul cel cu luleaua în colțul gurii și cu pălăria mare cât roata carului. Un băiețaș se apropie de dânsul și ales o inimioară de turtă dulce presărată cu bomboane colorate. În ghereta lui, vânzătorul de dulciuri are inimioare, păpușele și soldați de turtă dulce. Băiețelul îi place însă inimioara și nu pentru că are de gând să o mănânce, ci fiindcă vrea să o ducă mamei lui, care s-a îmbolnăvit de inimă rea, așa a auzit el pe cineva din casă spunând. De aceea își făcu repede socoteala. Îi va duce mamei inima aceasta de turtă dulce ca să-și o puie în locul inimii celei rele și să se facă sănătoasă. Cât cer pe inimioara asta? Îl întrebă el pe vânzător. 5 lei, răspunse acest. E prea scump pentru mine, făcu băiatul întristat. Dar câți bani ai tu? Copilul se căută prin buzunare și își numără grijuliu bănuții. N-am mai mult de 2 lei. Dar pentru cine o cumperi? Îl iscodi omul cu pălăria cât roata de car. Pentru mama. E bolnavă de inimă rea. Vânzătorul zâmbi și dădu turta dulce fără să primească niciun ban. Copilul mulțumi și alergă într-un suflet acasă. Mămică, mămică, ți-am adus altă inimă. Aruncă-o pe cealaltă care e rece și pune-o pe asta să te faci sănătoasă. Mămica nu înțelese întâi ce vrea să spună copilul, dar când văzu în mâna lui inimioara de turtă dulce, îl luă în brațe și îl sărută. Să trăiești, copilul mamei! Ești un băiețel bun, nu înțeleg însă de ce vrei să o arunc pe cealaltă. Fiindcă toți din casă spun că te-ai îmbolnăvit de inimă rea. M-am dus la piață cu ceilalți copii și când am văzut inima asta de turtă dulce, m-am gândit să o cumpăr pentru tine. Nu-i așa că am făcut bine, măicuță? Foarte bine, băiatul meu drag, răspunse mama mângâindu-l. Dar să știi că inimile oamenilor nu se pot schimba. Eu însă mă voi face bine dacă tu vei mânca în locul meu inimioara asta de turtă dulce. La început băiatul nu vrut să se atingă de ea, dar mama lui o rupse în două, mușcă o bucată și dădu lui restul.
și parcă din ziua aceea cu sănătatea a început să-i meargă din ce în ce mai bine. Peste câteva zile, doctorii îngăduiră chiar să iasă din casă și ea se duse împreună cu băiețelul la vânzătorul de turtă dulce. Bună ziua, nene! Îl salută bucuros băiețașul. Bună ziua, băiete! Ce dorești? Nimic! Uite, ți-am adus-o pe mămica. Vrea să-ți mulțumească pentru turta dulce pe care mi-ai dat-o și care a făcut-o sănătoasă. Care turtă dulce? Se miră vânzătorul, nemai amintindu-și deloc întâmplarea cu inima rea. Mama băiatului spuse în câteva cuvinte cum stăteau lucrurile. Am fost foarte bolnavă, povesti ea. Într-o zi, copilașul meu a venit la dumneata să cumpere o inimă de turtă dulce, cu care să mi-o înlocuiască pe a mea. Da, da, așa e, zâmbi vânzătorul. Acum îmi aduc aminte. Tocmai de aceea am venit să-ți mulțumesc încă o dată. E drept că băiatul meu are inimă bună, dar și dumneata ești un om de ispravă. Apoi își luă băiețașul de mână și porni la plimbare prin parc. Copilului îi sălta inima de bucurie. Era mândru că mergea alături de mama lui, care era tânără, frumoasă și sănătoasă. Și cum să nu te faci sănătoasă când ai un copil cu o inimă atât de bună? Desenați pe un post-it o inimă în care să formulați o întrebare referitoare la cele citite. Iată câteva exemple. Ce a cumpărat băiatul de la colțul străzii? Cui a vrut să ducă inimioara? Dar de ce a oferit mamei inimioara cumpărată? Cât bănuți i-a plătit pentru turta dulce? Ce a ajutat-o pe mama să se însănătoșească? Puteți opri filmulețul. Postiturile pot fi afișate sau schimbate în pereche. Scrieți pe un post-it ultima voastră faptă bună. Lipiți aceste post-ituri într-o inimă uriașă desenată pe tablă. Puteți folosi și aplicația digitală WordArt. Citiți răspunsurile. Pe curând!